Hei, Darusel, dar știu că ești foarte amuzant, dar să știi că cu asta nu se poate glumi, că poate ne accidentăm pe aici. De ce faci așa ceva? Păi fii antenă, eu am burgerul supa burgerilă! Hei, da, ești foarte amuzant, Darusel, dar ce căutăm aici la oameni acasă? Hai să plecăm, că poate ne vede cineva că suntem... E casa noastră, hai că e casa mea, vine, e casa mea! A, e casa ta aici? Wow, cât de tare arată! Mamă, câte chestii ai pe aici! Mă, Darusel, da, înțeleg amuzamentul tău, dar te rog, nu mai faci așa, că... Adică, eu vreau să vorbim serios, pe bune, nu am chef de prostiile tale, ok? Ok, zice, antena, vină frumos, unde? Asta este, e holul aici, stai și mâna la fotbal. Ia, unde-i, dă-i, unde-i? Hai, Messi, Ronaldo, dă Ronaldo, Ronaldo, scor! Și Ronaldo, ia, si, stai, si, și-am căzut. Foarte amut, dar sunt gata, am înțeles că ești amuzant, am înțeles că îți place să impresionezi oamenii, că ești foarte amuzant, dar, bă, dar este foarte frumoasă casa ta, deci asta este casa ta, pe și tu unde locuiești, dar unde este camera ta? Unde? Stai, nu, pleacă, așteaptă aici. Deci fiți atenți, că Darusel s-a dus acolo, dar stai puțin înainte, dată, ia mă, ce vorbește mă la pe acolo, ia mă, că nu sunt curios așa. Mamă, ce prost, eu am uitat că am făcut mizeria, să scot capurile de dragon, eu cred că vreau să-i fac un prank. Ok, deci am înțeles care este faza cu Darusel, ok, hai să zicem că n-am auzit ce-am zis acum cu prank-ul, dar fiți atenți, am observat că Darusel a intrat în cameră și a văzut că el a lăsat dezordine, pentru că știți că Darusel, când am plecat de acasă, când a plecat el de acasă și eram eu costumat ca mine, adică nu eram costumat, eram Rafael, nu eram transformat în Mara. Știți că Darusel făcuse dezordine pe acolo înainte să plece, pentru că el își căuta burgerii pe care nu-i găsea și i-a găsit direct într-un dulap, el stătea acolo, în fine, nu mai contează asta, dar acum trebuie să vedem ce o să facă Darusel. Ok, deci am zis că vrea să facă un prank, ok, eu îl aștept aici pe canapea să vedem ce o să facă. Darusel! Aro, ce vrea, Bibi? Asta, Mara, Ava! Mara, ce mai spus să-mi iau, Mara! Hei, da, ok, am înțeles că ești amuzant, Darusel, gata! Acum pot să intru la tine în cameră, de ce n-am putut să intru până acum sau ce s-a întâmplat? Nu știu, dar fie antenă, Mara, uite, eu vreau să-ți dau ție un măr! Mara, măr, mulțumesc! Mamă, foarte bun mărul acesta, ok, acum pot să vin la tine aici să vedem cu ce ai tu aici? Ai, gata, 3, 2, 1 și... Mamă, cât de... ai calculator, nu pot să cred, ți-ți plac jocurile pe calculator? Da! Dar și mie îmi plac, știi ceva? Și știi ce îmi place mie cel mai mult să mă joc? Fortnite! Și mie, ia, Fenton, ia, Fenton! Hai, edit, full box, full ăsta! Darusel, înțeleg că vrei să impresionezi fete, înțeleg că te crezi amuzant, dar Darusel, nu știi să te joci Fortnite, am observat asta, hai să mergem acum, că nu e de tine Fortnite-ul. Ok, pe și asta e casa ta, pe și stai puțin, cum adică e casa ta și așa de mare, tu ai doar, cum îți permiți tu casa asta? Pe fii atenă, eu pentru ca să am casa asta, eu fac YouTube, adică un prieten de-al meu face YouTube și îl folosesc, dar să nu zici, ok? Să nu zici. Ce să nu zici, că nu înțeleg? E, nu contează, dar vino. Păi și stai puțin, și pe aici ce e pe aici peste tot, dacă tu, adică tu mai locuiești cu cineva în casă sau ce? Da, cu prietenul meu, că ți-am zis, de asta este camera lui. Mamă, cât de tare! Îmi place mult mai mult camera lui, este foarte tare! Uite, cu galben, culoarea mea preferată, foarte frumos! Uite ce frumos are el! Să dau ție dacă vrei! Cum adică, pe casa lui? Nu, e casa mea și fiantele, eu o să-mi dau afară și gata, hai! Da, stai! Dar stai puțin, nu mai așa, Darusel, ți-am mai spus odată, ți-am mai spus de 1000 de ori să nu mai țipi, de ce țipi așa, Darusel, că nu te înțeleg! Nu știu, pe fiantele mare, eu o să mă duc o leacă, că vreau să vorbesc la telefon! Bă, Rafael, ia că sunt pe Rafael! Alo, Rafael, bim, alo, bă! Ok, deci asta vrea să mă sune, mă, am telefonul gata aici. Bă, ce vrei, mă, Darusel, ce mai vrei? Ți-am zis că am plecat, unde? Acum mă cauți, Darusel, până acum vrei să plec de lângă tine și acum mă cauți. Ce tot mai vrei, Darusel, că nu te înțeleg? Pe fiantă, bă, Rafael, tu acum unde stai? De acolo să stai, bă, gata, te-am dat afară din casă. Hai, pa! Cum adică? Uitați-ne puțin la Darusel ce face. Ok, hai că l-așteptăm aici în cameră să stăm aici. Ia că mă pun la calculator să vedem ce aici, Darusel. Dacă mă pun aici la calculator, l-așteptăm aici să vedem ce o să facem. Și da, bă, Darusel nu știe, cam ciudat, sincer. Nu știu cum se comportă cu fetele și cu toate. Stai, bă, ce? Deci fii antenă, Mara, uite, ți-ți lase camera ta nouă. Mara, cum adică? Tu așa-ți permiți, Darusel? Cum adică să stau aici? Eu stau cu mami și cu tati. Și acum o să stai doar cu tati. Hei, ce mănânci acolo? Darusel, mănânce mințe de fapt. Ce scârbos tu mănânce. Ce scârbos ești. Uitați-vă puțin la Darusel. Bă, dar nu știe absolut deloc să se comporte cu o fată. Nu înțeleg absolut deloc. Eu am plecat afară. L-aștept aici, că tatăl nu știu măcar. Ava, măr, Ava. Mă, ce să audem ăsta? Bă, dar țipă prea rodotul. Mă, ce tu? Mara, nu!
Ce-a făcut? Ce-a făcut? Păi ce înseamnă asta, Darusel? Darusel, da, te știu pe tine, tu... Darusel, fii atent, te-am auzit când ai zis că vrei să-mi faci o farsă. Tu acum ți-ai pus dispozitiv de la telefon, ai dat drumul la volum ca și cum că tu ai făcut un pârț, ceva, nu? Nu! Cum zic că nu? Și ce-ai făcut? Da, eu chiar l-am făcut! Ce-ai făcut? Pârț! Hai, Darusel, gata, că nu ești amuzant, mă, auzi, da... Darusel, nu mai se bă la mine, ți-am zis că mai nervezi, ok? Ok! Așa, dar să te știu atent. Eu ți-am spus că nu cunosc absolut nimic de pe aici și tu stai aici de foarte mult timp. Îmi prezint și mie orașul, tot orașul, că știu că în partea aia este foarte multă lume, foarte frumos, foarte modern. Da, dar fii antenă, eu, dacă tu vrei să mergem, eu am pentru tine o mașină nouă, ești gata? Eu îți arăt Dacia Barcă. Dacia Barcă? Darusel, ți-e sărte de glume cu mine. Mă, Darusel, ți-am spus că vreau... ți-am spus să nu mai faci atâtea glume. Gata, Darusel, că nu mai ești amuzant. Pe bune, nu ți se ia și ție, Darusel, la câte glume faci tu, la câte amuzant ești tu? Nu, ok, hai, urcă. Mă, la ce... Doamne, Darusel, hai că mai bine merg pe jos, Darusel, tu nu vezi că merg mai repede ca tine. Ha, ce fraier ești, Ok, deci uitați-le puțin la Darusel, mă enervează foarte, foarte, ok. Darusel, ce tu, mă, Darusel, îmi prezint și mie tot orașul acesta să-mi arăt și mie locuri foarte frumoase sau ce facem aici, că nu te înțeleg. Ok, vino. Da, bă, uitați, bă, enervam foarte rău, nu știu de ce, bă, chiar, adică l-am adus ceva în serios, chiar mă enervează Darusel cum face așa, nu înțeleg absolut nimic, nu se înțelege absolut nimic din toate treburile astea de aici, eu o să-l aștept aici ca să mergem cu mașina, că deja mă enervează, vreau să-i arate mare, din oraș totul foarte frumos și după ce uitați că vedem că vine parcă sau nu știu ce, mă, ce facem ăla în fine, vreau să îl așteptăm aici, ok, da, bine, îl așteptăm aici în ce bună. Mara, vino. Mă, dar ce tot ții pe ăsta așa, mă, că mă enervează, bă, frate, nu, acum chiar vreau să scap de el, deci chiar mă enervează, nu vreau să mai trolez așa, bă, doamne, cât țipă, nu am, că eu nu mai supăr pe unele, deci dacă mai țipă o dată, nu, că eu mă arunc aici, în lacul ăsta. Dar să fii atent, am văzut astea pe aici, ce sunt cu ele, că mi se pare foarte interesant, ce sunt, bă, ce faci? Ce fac, nimic, au niște antenă, aici a fost o bătaie cu bulgă. Hei, dar să mi-e aproape, că nu te-am uitat, dar să acum, deci fii atent, acum, până acum vorbeai foarte tare și acum vorbești foarte încet, mă, dar să tu chiar, mă, nu ești amuzant, ți-am spus, termină cu glumele astea, hai să vorbim serios, arată-mi, prezintă-mi, fă-mi frumos, dar să avem o zi frumoasă, dar să că eu nu m-am mutat aici, pentru că am auzit că este un oraș foarte tare și, da, de-aia m-am mutat, că e un oraș tare. Ok, fii atent, noi am avut aici o bătaie cu bulgări. Și care voi? Păi, eu, un prieten și un frate, nu știu, cheamă Alice și am uitat. Alice? Ai o prietenă aici? Vreau și eu să cunosc. Păi, fii atent, ea nu este acasă, așa că, na, o să vezi în viitor, ok? O să vezi în viitor. În viitor, ok? Foarte interesant, mă, dar să-mi stai puțin, vine înapoi pe aici. Eu vreau să-mi prezinți foarte frumos toate locurile de pe aici, adică am auzit că pe undeva există un parc de distracție sau ceva de bowling? Da! Au, Darusel, nu ești amuzant, ca să știi, dacă mai faci așa, o terminăm, eu o să plec acasă și o să te spun la mami și lui tati, ok? Ok, deci fii antenă, haide să mergem în parcul de distracții! Yay! Asta la vista, baby! Bun venit în parcul din Grand City! Yay! Hai să ne jucăm! Ia! Shoot! Bam! Bam! Stai! Dar sunt... Hai să ne uităm prima oară să vedem ce chestii sunt... Dar sunt... Ne jucăm împreună sau te joci singur? Cu tine! Hai! Ajută-mă! Ajută-mă! Păi, dar nu știu ce trebuie să fac aici, dar sunt că nu înțeleg, dar sunt ce trebuie să fac... Apeși pe buton! Ce tare! Și se dau toate astea jos cât de tare, dar sunt... M-am plictisit de asta, hai să vedem ce mai e pe aici. Ce e asta? Uite, mara, uite! Iată ce-am câștigat! Cum adică? Ai câștigat de aici? Da! Mamă, cât de tare, Darusel, e foarte tare! Poftim înapoi, hai să ne uităm să-l vedem! Fii antenă! Uite, ăsta este pentru tine! Darusel, dar eu nu sunt antena! Ei, Darusel, dar ți-am spus să nu mai râzi, să nu mai faci glume, nu ești amuzat! Adică, ia flori! Darusel, am înțeles, ok, ia-ți asta înapoi și ia-ți... Mamă, trambulină, să sărim pe aici, ce tare! Dar nu prea mer
merge trampolinul ăsta? Hai, 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 stai, vine, 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 vine. Stai, că, uite-mă aici. Ce tare, ce tare. Ei, da, mă, dar să... Ajutor! Ajutor! Dar să... Da, uitați-ne puțin la dar să... Deja iar mă enervează, bă, frate, bă, bune. Nu știu, bă, mă enervează chiar... Abum! 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 Ce vrei? Dar să, dar cum ajungi așa departe? Foarte sus, bă, dar să, cum? Cum? Dar unde te pricepi tu așa mult? Păi fii antenă, eu... Hei, dar, eu nu vreau să fiu antenă. De ce fii mereu fii antenă? Nu te înțeleg. Hei, fii atent, atentă, deci fii antenă. Eu sunt foarte antrenat, ia, uite. Ia, haia, bam, brrra, haia și ia. Dar să, ia uite-mă, ia-mă să te văd dacă ești mechietul, dar să le ia-te-mă cu pumnul aici, hai, tăi, tăi, ia, stai, mâna, stai. Cât de fraierii, dar să, ha, 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 să mai fac treaba aceasta, pentru că Darusel pe mine mă cam enervează și nu știu ce să mai fac, sincer. Dar totul depinde de voi, scrieți-mi acolo în comentarii și acum hai că mă duc înapoi la Darusel pe aici să vedem, să stăm și noi prin toate astea, să vedem ce putem să facem. Uitați, ia mă, ce face asta? Aia! Bine, am câștigat! Yay! Am câștigat! Sunt cel mai meche, Darusel 2012! Ce trebuie să ne ia, ia, opa, opa! Uitați-ne că bă, dar e prost rău de tot ăsta, pe bune, uitați. Darusel, Darusel, ce faci acolo? Ajutor, ajutor! Ce fraier ești, Darusel, ha-ha, vezi dacă te crezi amuzant? Nu! Acum, fii atenă, cine era de la urmă râde mai bine? Mamă, Darusel, băi, e mișto pe aici, chiar îmi place, e foarte tare, Darusel, dar ce e aici? Deci fii antenă, asta este zona de bowling, dar fii antenă, mie nu-mi place zona asta. Mă, Darusel, dar stai puțin, tu ești răcită, tu vorbești așa sau ești, nu, dar ce? A, pe dacă te arunci în apă, faci toate prostiile, Darusel, tu ești foarte prostă, că am văzut. Dar nu, că fii antenă, mie nu-mi place zona asta, că fii antenă, eu am mai adus o fată, o chemat Denisa și fii antenă, hey! Ea s-a supărat foarte rău. Ei, păi, cum adică ai mai dus o fată aici? Da, era o colegă de-a mea de la grădiniță. A, de la grădiniță? Păi și se... De ce s-a supărat? De ce s-a supărat? Că am bătut-o, e fraieră, lasă-mi pace, e foarte fraieră. A, păi, dar eu n-am nimic cu ea, adică nu știu, dar... Hai, hai să mișcăm aici, că mi-mi place asta, dar să... Uite, ok. Hai, fii antenă, fii antenă. Hai, ok. Hai, Darusel, Darusel, fii antenă, Darusel, stai, Darusel, Darusel 2012, Darusel 2012. Dar sunt 2012, stai. Bă, e prea prost ăsta, nu știu, mă enervează foarte rău. Uitați-vă cum se comportă Darusel cu o fată, pe bune. Nu înțeleg absolut nimic din ceea ce face el. Se comportă foarte, foarte ciudat cu o fată. Nu înțeleg ce e cu comportamentul ăsta pe el. Maia, Mara, Darusel, mă super, eu am vrut să ne șcăm aici și să duci acolo. Ce cauți acolo când eu am vrut să ne șcăm aici? Hai, pe mine puțin, te rog. Nu, hai, vino. Dar Darusel, tu așa te comporți cu o fată chiar. Darusel, ești foarte rău. Hei, dar uite de ia-ți puțin căscuța aia jos de pe cap. Ia-ți puțin căscuța. Dă puțin cască. De ce rămas? Darusel, ți-a mai spus că nu ești amuzant. Termină, tata. Darusel, n-ai păr. N-ai păr în cap. Mamă,
bă, dar mă enervează pe bune foarte rău, na, uitați să cum... Bă, dar, nu, e foarte enervant. Ceea ce pot să spun este foarte enervant și uitați să puțin, e mai enervant decât era cu Denisa. Cu Denisa nu părea așa de enervant, dar într-un fel e amuzant, mă, dar nu știu, mă, cam enervează pe mine, dar eu zic că merită. Adică pentru voi, dacă scrieți acolo în comentarii că merită, o să merite și o să mai facem. Să... Denisa, îmi pare rău să fac asta, dar ursule, atac-o! Ce, Denisa? Dar ursule, cum adică Denisa? Eu sunt Mara! Mara, Maia! Ursule, atac-o! Pe ea, nu pe mine! Bă, pe ea, nu pe mine! Băi, te simți? Bă, pe ea, nu pe mine! Bă, cu minte, portal! Uitați-vă cât de fraier e, dar Ursule, bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, dar Ursule, ce mai fraier, pe bune, uitați-vă puțin la el, mă enervează la culme, dar e foarte amuzant, uitați-vă câte chestii amuzante face, mie mi se pare că este mai amuzant decât era el înainte cu Denisa, cu Denisa parcă se comportă el mai frumos, mai așa, mai, nu știu, dar așa, bă, știți care este faza, nu știu, relația aia, dacă ar avea o relație cu Maia, nu știu, nu știu, eu vreau să cred așa, nu știu, mie mi se pare că Ursule cu Maia ar fi cei mai buni prieteni, bă, bune, adică s-ar înțelege de minune, nu știu, fac așa niște de-astea, adică nu mai știu ce să mai zic sincer, mie mi se pare, scrieți-mi în comentarii dacă Ursule vreți să se pună împreună cu Mara, adică să zicem ca și cum că ar fi iubita lui sau dacă ar fi... Pe mine. Mara, ascultă-mă, Mara, Maia, Mara, mama! Mama ta, dar eu sunt mama ta! Aș fi antenă, mami, nu mă bate! Ok, da, deci mă enervează, pe bune, dar să nu știu cum ce tot face, dar toate treburile astea, nu știu, eu cred că Darusel ar fi mai degrabă un prieten cu Mara, adică ar fi niște prieteni foarte, foarte buni, nu știu, cei mai buni prieteni, Darusel și cu Mara, scrieți-mi în comentarii ce credeți voi că o să fie Darusel și cu Mara, ce ați vrea să fie și o să încerc să fie fix ceea ce vreți voi, în fine, o să vedem toate treburile astea, Darusel, vedem că, uitați-vă la Darusel, eu nu înțeleg nimic, uitați-vă la el, pe bune, uitați-vă ce face, bă, a nebunit ăsta de tot, pe bune, nu, uita, da, ăștia cred că cei mai buni prieteni, da, prieteni de ăștia ce se dă. M-ai enervat, Mara, și fii atent pentru că m-ai enervat. Aia! Stai, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Mă, dar nu să nu mai simpli atât de mult, dar înseamnă că mă enervez pe mune. Ok. Da, termină, tată, gata, dar înseamnă, nu ești amuzant, termină, tată, dar înseamnă, ok, am înțeles. Vezi că mă duc la mami și te spun, ok? Nu, stai, uite. Și stai puțin. Da, o să-l chem pe tatăl meu să te bată, că ești foarte rău, dar să-ți dea o mamă de bătaie, cum faci tu la fete, dar să tu ești nesimțit, tu ce dai așa în mine, dar să-l cu arcul. Dar nu sunt întâmplat astea cu arcul. Da, n-am ce să mai zic, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vrei să mai facem chestii de genul, dar eu o să cred că Darusel și cu Mara o să fie cei mai buni prieteni, asta am eu impresia că o să fie prieteni de nan, bă, ca frații, mă, dar frații de aia de să ceartă foarte rău, scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți că o să se întâmple și, da, nu mai vreau să mai zic nimic, nu mai știu ce să mai zic, deja mă ia capul, sincer, adică cu Darusel brain damage total, sincer, scrieți-mi în comentarii ce credeți că o să se întâmple între Darusel și Mara, dacă credeți că o să fie ca frații sau ce o să fie între ei, eu, sincer, n-aș mai vrea să mai fac episoade cu Darusel în genul acesta, adică mă, e foarte enervant, sincer, nu prea mă înțeleg cu el, adică ați văzut că Mara nu se înțelege absolut deloc cu el, dar scrieți în comentarii ceea ce vreți voi să se întâmple. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.